Haideți să vedem cum se mișcă și Fortnite-ul pe acest laptop, pentru că, na, de ce nu? Hai să vedem care e treaba cu el aici. Vedem că are 100 și ceva de frame-uri, dar aici suntem în meniu, deci aici întotdeauna vor fi multe frame-uri. Hai să vă arăt și un pic setările, da? Pentru că l-am folosit tot așa în Full HD, da, în Full HD, în Full Screen, dar rezoluția e de 1600x900 de pixeli. Aici frame rate-ul este nelimitat, dar rendering-ul este pe performance, pentru că vă dați seama, altfel n-avea cum să ruleze jocul ăsta. Și mai jos aici am lăsat doar view distance-ul pe medium, restul toate sunt pe low sau dezactivate. Și FPS aici le-am lăsat pe off pentru că am MSI-ul aici care ne arată, uitați-vă și voi aici, frame-urile, tot ce trebuie, da? Tot nu găsesc o poziție cât de cât ok aici să... Nu știu cum să dau ăsta mai așa să se vadă mai bine. Da. Bun. Și acum o să dăm un match așa prepejor de zero build. Să vedem cum se descurcă, cum se mișcă și când ne spawnăm acolo cu toții. Acolo o să fie întotdeauna probleme, chiar și pe laptopuri sau pe PC-uri mai performante. Și să vedem cum se mișcă și când sărim din balon și tot așa, da? O să mai agațe, vă zic de pe acum că eu am mai testat. Vedeți consumul, este undeva la 18-19 W, consumul pe placa video integrată. Dacă nu se vede bine, repet, este un Radeon 610M cu un AMD Ryzen 3 7320U, da? Aici ne zice să... facem o dată, selectăm un quest ăsta, am selectat așa repede un quest. Vedeți că nu e chiar așa rău pe cât ar crede unii, deci chiar este bine și aici. Mai agață aici colo, vedeți aici grafica, graficul acela, da, când este ridicat așa, e ca un EKG dacă v-ați făcut. Cam așa arată, dar când e așa ridicată, înseamnă că acolo a fost ceva, un drop frame sau mai multe. Dar aici e normal să agațe pentru că, v-am zis, și PC-urile performante agață. Aici avem undeva la 40 și ceva de frame-uri pentru că, na, trebuie să randeze toată harta. Bine, la distanță, dar trebuie să o arate pe toată. Și mai agață aici colo, din câte se observă. Așa, hai să sărim acum. Să vedem. A coborât spre 25. Aici e normal să mai scadă, dar vă dați seama că nu ne împușcăm aici în aer. O să trebuiască să coborâm ca să luăm arme și așa mai departe. Deci o să mai crească FPS-urile. Și eu zic că e destul de jucabil. Acum depinde ce vrea fiecare. Dacă vrei ceva mai performant, automat va trebui să scoți și mai mulți bani din buzunar. Nu? E logică treaba. Așa, am luat niște gloanțe de pe aici, dar ne trebuie și o armă. Uitați-vă, aici deja sări spre 90, sărise la un moment dat, 80-90 când ești în interior. O să căutăm și un inamic să vedem cum se descurcă când dăm o bătălie ceva. Niște fructe din alea ne-ar trebui, parcă ceva zicea să colectăm niște fructe sau mai știu ce quest aveam. Am făcut aici, am... deja se bat unii pe acolo. E cam greu să te descurci fără căști. Eu sunt obișnuit să joc jocul ăsta cu căști, să-i aud, să... Așa, l-am bătut pe la nu știu câte frame-uri au fost, dar ați văzut voi că m-am concentrat la el. Hai să ne dăm niște sticluțe din astea. Mai unul, l-aud. Hai să plecăm de aici, că sunt cam low cu viața. Și e cam nasoală treaba. Sunt cam low pe viață și nu e ok să... Să ne batem cu el așa. Hai să ne dăm sticluțele astea magice. Bun. Opa. Ce avem aici? O puritoare mai bună. După asta o în dublură văd. Îl aud pe ăla, cu toate că n-am căștile conectate, tot îl aud.
I-am dat un hit. Lasă-ne în pace. S-a văzut că nu prea știe să tragă. Cu toată ăștia cu skin default sunt super buni. Și cu toată nu, depinde, cred că unii joacă și de pe console. Avem ceva muzică pe aici. Caută-l și pe ăla. Nu mai știe săracul ce l-a lovit. Nu mai știa săracul ce l-a lovit. M-a lăsat cam low. Șase. Le dăm niște de-astea repede. Și hai să vedem ce facem cu 5-ul ăsta, hai. Aia zic. Dă-i, 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 dă-i. Atâta merge, nu? Da, din păcate. Să că s-a avut shotgun ceva pe aici. Eu auzi muzică ce cântă pe aici. Tuji, bugi, bugi, bugi. Nu știu cât de bine se aude pe la valieră, dar... Important e să vedeți cum se mișcă jocul. Asta vreau să vă arăt, cât de bine se mișcă jocul și eu zic că se mișcă bine, adică dacă nu ești foarte pretențios, te poți juca și pe un laptop atât de ieftin. Fortnite. Fortnite GTA și o să vă mai arăt și alte joace ce am mai testat și joacele care merg, ca cele care nu merg, ce sens are să vi le arăt în 10 frame-uri sau 15. N-are sens, că na, sunt și joace care nu le duce. E normal. Că nu poți compara grafica asta cu una dedicată, o placă video dedicată. Bă, dar nu găsesc de-alea de fructe. N-am găsit nimic. Hai să luăm și pe ăsta, să fie acolo. Bine, eu nu joc acum să vă arăt eu cât de bun sunt la Fortnite sau cât de slab sunt la Fortnite. Joc așa, să vă arăt cum se descurcă. Să vedeți și voi frame-urile. Frame-urile în permanență sunt acolo. Vedeți și graficul, când mai agață, când mai așa. Dar nu agață foarte rău, adică încât să nu te poți juca să lăguiască așa, să te miști în poze. Da? Deci eu zic că e destul de fluidă mișcarea, cât de cât acolo, pentru un laptop atât de ieftin. Să nu uităm prețul. Aia e important. Să nu uităm pe ce jucăm. Că dacă uităm pe ce jucăm și avem pretenții de 4090, normal că ăsta o să ni se pară slăbuț. Oricum, așa cred că te poți juca și pe Nintendo Switch, cam ăsta e nivelul de detaliu pe care l-ai pe Nintendo Switch, ba chiar cred că mai slab de atât, sincer. Deci unii dacă se pot juca pe Nintendo Switch, cred că se pot juca destul de bine și pot face și un pic de performanță, ca să zic așa. Deci nu te-ai putea juca și tu? Nu găsesc din alea cu fructe. Din păcate. Nu găsesc nimic, nu știu pe unde ar putea fi. Dar în fine. Aia merge mai departe. O să joc până o să mor și aia este. A murit. Arrivederci. Cis. Opa, încă un chest aici. Dar de asta nu pot să iau, mă? Ia să vedem. Asta nu funcționește? Mi-a pus acolo unul din trei. E bine. Dar nu mi s-a încărcat viața. Ăla e doar pentru shield. E doar pentru shield, din păcate. Hai să mergem mai departe. Să colindăm pe aici. Văd că licăre acolo viața, auto cum licăre, țac, 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 țac. În fine. Aia este. Hai să intrăm prin casele astea pe aici. Să intrăm prin case.
Să vedem ce putem să mai lutăm de pe aici, niște gloanțe. Aud un chest, dar nu-mi dau seama pe unde e. Cred că pe sus, pe aici. Da. Uite, mă, tot și fără căști tot se aude bine. Cât de cât am. Opa, trenul. Luăm trenul. Dragonii, dar nu știu în ce direcție. Aici nu s-a deschis? S-a deschis aici. Opa, mai luăm iar fructe de-astea? Fructe de-astea? Da, uite că s-a pus. S-au pus și fructele astea. Să bat unii pe aici. What? Una mi-a dat-o și m-a terminat. Aveam viața mică, dar ce mi-a prins așa repede? Headshot, chiar așa de ușor? Da. Aie? Cât să fă, n-ai cât să fă. Da, cam ăsta a fost clipul. Ați văzut și voi cum se mișcă Fortnite-ul pe acest laptop. Eu zic că te poți juca. Acum, na, spune și voi în comentarii acolo dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă vi se pare ok, dacă nu vi se pare ok. Da, fiecare cu părerea lui. Și ne revedem la un alt clip de pe acest laptop. Dați subscribe dacă încă n-ați făcut-o ca să primiți notificare, să vedeți cum se mișcă și alte jocuri. Și share ca să vadă și prietenii. Că, na, like-ul, nu vă mai zic de el, că ăla e cel mai important. Deci băgați și like-ul forță ca să fie bine, să nu fie rău. V-am pupat, spor la joacă tuturor!